S-a discutat mult zilele trecute despre diploma de bac a unui candidat la președinție. De parcă nu-și putea cumpăra una pe net, în caz că n-avea. Știu și eu ce să zic acum. Eu zic că nu trebuie să fii atent la diplome, pentru că ăștia care nu le au se văd. Adică nu înțeleg care e problema, n-am plecat de la un președinte cu 4 clase? Da, bravo. Păi oricum e un progres. Legătura cu practica, politehnizarea și policalificarea, perfecționarea permanentă, elemente definitorii ale concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra căilor de înfăptuire a rolului sarcinilor și răspunderilor învățământului au devenit coordonatele principale ale evoluției școlii românești în pas cu cerințele epocii. Da, și oricum, adică, și ai doctoratul, și ce faci cu el? Că ți-l iau ăștia. Apropo de doctoratul retras al domnului Ponta, fost candidat, la rândul lui, în 2014, l-ați văzut pe primarul din voluntari, cum plagiază un alpinist? Dacă ești în fața unui bloc, vin 300 de oameni să te asculte? Nu vin, nene, că s-au săturat ăștia într-un fel sau într-altul de tine. Mai sunt unii care mai vopsesc un gar, mai fac o treabă, dar tot nu vin 300. Și atunci te duci tu după ei. Ai spoit școala, ai făcut-o nouă sau ai făcut ceva bun și zici, cine v-a făcut-o, mă, mâncava? Cine v-a făcut-o? Cine e tatăl vostru? Cine e omul vostru? Eu v-am făcut. Asta de la mine. De la mine. Eu v-am dat calendar, eu v-am dat orare, eu v-am dat profesor, eu sunt ăla. Deși el a trimis la treabă chiar să facă ăla. E ca și cum ai spune tu acum la emisiune, bagă și tu capul în cadru, așa, să filmăm. Deci zice, băi, eu am filmat. El a filmat. Bă, nene, dar de asta te-am angajat, să filmăm împreună, să lucrăm împreună. Aș putea să mă urc și pe un scaun, să zic asta, cum am văzut că a făcut primarul Pandel. Se ridică tot timpul la înălțime, asta am observat, da, pe masă, pe scaun, pe ce-o fi. Pandele și-a dat seama, Pandele e cel mai deștept dintre toți, el și-a dat seama că nu-l ascultă nimeni. Ăia stau cu spatele, ăia stau cu fața să joacă, acum au și telefoane. Eu cred că este groaznic când e telefonul meu. Deci eu mă duc primar aici și eu le vorbesc. Realizările partidului, și ăștia în telefon, niciunul e interesat. La prânz li se servește felul 1, felul 2, desertul. După care copiii intră în program de after school. Părinții vorbesc între ei. Ce s-a mai făcut? Ce trebuie să mai dăm? Nu știu ce. Și atunci Pandele face șmecheria asta. El s-a prins și a zis, bă, ce le fac eu la ăștia? Le rup filmul, bă. Se așează pe un scaun. Da, da, pe asta e. Unii sunt cu scaun la cap, alții... Și zice, ia atenție. Și atunci te uiți. 30 de secunde ești al lui. Bă, iar să sfine burul ăla pe scaun, mă. Și Pandele le zice, eu v-am făcut asta, de la mine vin. Plus că a creat și un orizont de așteptare, da. Că anii trecut să urca pe cateză. Exact. Și acum toată lumea așteaptă și zice, ia să vedem, mână, să suie, pe ce să suie anul ăsta. Domnul Pandele, cea mai tare șmecherie ar fi să levitați. Dar trebuie să vă luați un Segway din ăla sau să vă luați ceva, o planșă din aia care plutește. Aia ar fi mișto. Dar oricum asta mi se pare foarte interesant, că ăsta e un tip de microfon pe care îl folosea el, care se aude mai bine de la înălțime, știi? E adevărat că tu ar trebui să știi că tu ai lucrat cu mai multe microfoane. Nu, eu sunt obișnuit să fiu ascultat. Important e că la început de an școlar, toți edilii vor să fie ascultați. La sectorul 5 de pildă, pe primarul Daniel Florea, l-a ascultat un cameraman. La început de an școlar, haideți să facem împreună o mare bucurie și o mare surpriză părinților. Practic, primăria de la 5 a donat rechizite și orare cu caricatura primarului Daniel Florea, plus o poezioară motivațională, din care îmi face mare plăcere să citez. Să te uiți în calendar, că ai șanse să ajungi primar. De parcă să te uiți în calendar, nu mai bine te uiți în carte. Da, da, asta înseamnă să citești și asta e greu. Și n-ajungi primar, după cum se vede, mai ales pe sectorul 5, cred. Cred că mai curând aia cu dacă treci la școală rar, ai toate șansele să ajungi primar. Asta era mai bună. Adică eu așa am văzut în ultimii ani, că era, deci... Dacă te uiți ca aia în calendar... Nu, n-ai șanse să ajungi primar. Primar. La asta cred că se referă, de fapt. Dacă de te duci la școală rar... Deci de te duci la școală rar... Ai poate șanse să ajungi primar. Poate că o să ajungi primar. Bună, bună, bună asta. Practic, e bine că primarul i-a convins și pe invitații noștri, nu doar pe epigramiștii care administrează pagina de Facebook a primăriei. M-a convins că este o caricatură pe orar. Doamne! Dar uite, de ce e caricatură? Adică de ce nu și-a pus poza? Nu? Să pară mai simpatic. E o observație, da, adică să pară mai simpatic. Mai, se poate, mai simpatic? Mai simpatic decât da. Primarul sectorului 5, eu nu cred că se poate. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră vreau să-l invit în scenă
pe domnul primar al sectorului 5, domnul Daniel Florea. Și eu cred că simte totuși, cum zicea un alt primar din altă parte a țării, are puțin sabia lui Domocles deasupra capului. Bună ziua celor mai buni copii, părinți și profesori din România. Adică are o moștenire grea, să te ridici la nivelul de haz al Evangheliei e greu. Vrei să-ți dau una care s-ar putea să-i placă domnului Dragnea? Cine anul 2 repetă, șade în dubă pe banchetă? Încearcă probabil până metode din astea alternative, pe caricaturi, pe calendare, pe orare. Eu vă rog numai să le folosiți cu încredere și să aveți rezultate din ce în ce mai bune. Și în felul acesta, părinții care scapă de o mare grijă la început de an școlar vor putea să vă cumpere în plus o înghețată sau o ciocolată, pentru că primăria chiar vrea să aibă un tineret educat în sectorul 5. Dar mi-a plăcut asta foarte tare, cu s-a gândit și la părinți care din bănuții aia pe care îi economisesc să vă iau o înghețată, o ciocolată, pentru că noi vrem elevi educați. Păi da, mai mănânci o ciocolată, te mai uiți în calendar, nu se știe niciodată când te angajezi portar. Ăsta e visul de generația românilor și acum chiar se îndeplinește. Bă, toată lumea să lucreze la stat, toată lumea să stea așa, să șadă 8 ore la muncă și în rest nu l-ai proslăvi pe urubă care muncește ca un prost de la ora 8 dimineața până la ora 10 seara și zice, bă, săracul de el, ce vrei să te faci? Îți aranjează tata la primărie acolo și îți mai dă și ăsta un calendar așa. V-am ajuns ca pe vremea comunismului, jur. Spun eu, vă bag eu acolo la stat și acum e o competiție mare, se bage la stat. Pentru asta e pregătimă. Și școala românească, ai văzut? Că îi pune așa niște pătrățele. Nu te evaluează prin faptul că, mamă, ăsta e spiritual, ăsta e deștept, ăsta are un vis. Ăsta s-ar putea să ajungă un om mare. Bă, ăsta e pătrățica de matematică, pătrățica de română. Indiferent de cine ești tu, când vine momentul evaluării, tu trebuie să intri în pătrățica aia. Asta e ce face școala românească. Contorsionează-te, bagă-ți capul acolo în pătrățică, bagă și o mână, bagă și un picior. Eu să dai strâmb așa și ești în viață strâmb, zice, Doamne, ce copil frumos și deștept avem. Și bineînțeles că și anul acesta îi vom premia pe cei care au luat note de 10 la bacalaureat și la evaluarea națională. Deci da, simt nevoia să vă reamintesc că a crescut nivelul perlelor de la BAC. Perlele despre Tudor Arghezi, de pildă. Poietul lasă moștenire urmașilor o grămadă de poezii mizerabile. Măi, unii cred că fac mișto. Să știi că autoironia uneori e bună. Adică mai bine iau un 3 zâmbind decât să iau un 3 de bou ce sunt. Păi am scris că e un dramaturg. Dar e poet, bacul, zic acum. Păi da. Un dramaturg. Na. Dar pe vremea ta era la fel cu Bacovia? Bă, tot versuri din astea grele avea, ca și autorul. Bacovia, ăla din ăla cu chestii, cu plumb, cu greoi, cu nașpa, da? Și atunci omul zice, nu, bun, mi-a venit Bacovia, nu, hai să zic ceva, pornind de la câmpul lexical, greoi, plumb, nașpa. Ca de pildă, în lumea lui Bacovia e mereu vânt și frig și plouă. Când stă singur cuc lângă un mort, vai de el. Sau, poetul stă acolo, nu-i place, dar s-a înțepenit și la pasă versurile. Și știi ce? Asta n-am învățat-o de undeva, adică nu e aia, nu-i de la rezumat, de cum învățai, nu? Știi de unde cunoști că nu-i de la rezumat? Că n-are adjectivele alea, n-are metaforă. Poetul este înțepenit în nu știu ce, cum scriam noi. El zice clar, bă, poetul stă acolo și a apăsat de versurile lui. Foarte mișto. Trecem la perla noastră favorită cu Maiorescu. Autorul se numește Maior. Pentru că a devenit cunoscut, s-a denumit Maiorescu. Am uitat mai cum. Maior Escu, da, adică Escu e o terminație de celebritate. Nu ești de acord că toată lumea care e șmecher în România îl cheamă cu Escu în coadă? Da, da, da. O fi fost și pe la teatru, știi că era un spectacol. Da, Escu, da. Dar vezi că ăla nu mai era, ăla era în sine deja o valoare. Foarte frumoasă observația, deși ar fi putut să ducă mai departe. Poate fi fost și Maior, știi? Și a ajuns... Bă, Maior nu era, dar mason era. Păi, na. Continuăm cu o perlă oratorică de colecție. Oratorul apărea plutind și îmbrăcat în mare fel. Prietenul lui dădea din picioare când trebuia să termine. Bă, n-am înțeles de ce dădea din picioare. Aplauda așa. Asta era! Să nu uităm alminteri că, permiteți-mi să citesc din aceeași sesiune de BAC, testamentul se face când mori, dar cu puțin timp înainte.
perlele astea, mă gândesc că pun multă presiune pe elevii care dau bacul, că se gândesc, poate ajung aici, știi? Și poate multe genii care se inhibă tocmai din chestia asta. Sau eu aș vedea altfel, sunt foarte mulți umoriști care încep să scrie din liceu. Da. Și e presiunea să scrii ceva mai fun decât aia de anul trecut. Da, da, da. Mai departe, oratorul ține un ceasornic, dar nu se uită la el. Că n-are voie să-și învață conferința pe de rost, obsedat de fixitatea timpului durator. Ei știu să vorbească foarte scurt, foarte la obiect, să stea pe chat, să-și trimită diverse fotografii, diverse simboluri. Ori genul ăsta de situație apare în momentul în care tu vezi că n-ai citit prea mult și tu stăpânești niște termeni, nu? Adică timpul durează. No, noi spuneam, bă, timpul este veșnic. Veșnicia s-a născut la sat. Dacă el n-a văzut cuvintele veșnic și sat pe nicăieri, ce a zis? I-a zis, bă, timpul este durator. Ceea ce... Dar el are dreptate. Adică timpul durează. Cine-i comisia asta de selecție a știrilor? Oare cineva de la știrile ProTV a selectat chestia asta? Pentru că trebuie o comisie specializată. Adică avem știri normale cu, nu știu, cu politică, dar pentru asta trebuie o comisie care să analizeze. Scenariști din la Fierbinți? Da. Care are mai multă imaginație? Unde apare? Unde simți ceva? Sper că Mimi Brănescu e pe recepție. Citez. Negruții se așează în fața vorbitorului, dă din picioare și tușește tare ca să-l facă să tacă. Dar vezi că ei sunt atenți mai mult la simptomatologie. E, cumva e greu să minți. Noi la facultate asta și învățăm. Zice, fii, nu fă, fii ceva. De-aia spuneam de copii că e mai greu manipulabil. Pentru că ei nu mai pun alte filtre. Te observă așa cum ești. Că tușești, că dai din picioare, că umpli golul din tine cu gălăgie. Un asemenea eveniment merită orice efort și orice critici până se face. Pentru că după aceea... Sper că e deja limpede că perlele astea de la BAC nu sunt doar despre ei, cei care le scriu. Sunt și despre ei, cei de la minister, despre absurd și inadecvare. Vorba elevului de la BAC. Scăpai de rușine înseamnă că a urinat pe el. Că rușinea o perioadă să ține în tine. Exact. Dar și după aia. Dar și după aia. Dar și după aia.